Acum câțiva nu înțelegeam importanța machiajului. Ba chiar mi se părea o corvoadă, pentru că nu știam nimic despre cum să-l fac. Când am întâlnit-o pe Maria Florescu și ne-am jucat de machiajul împreună, am realizat că este extraordinar de fain. Și am realizat atunci că prin machiaj se poate face terapie în două feluri. Când ești răvășită pe interior, te poți juca cu culorile ca să găsești un pic de strălucire măcar în exterior. Pe principiu, mimează până ți iese. Și e mult mai bine să mimezi strălucirea decât să plângi. Creierul nu face diferența și te aduce mai aproape de starea de bine atunci când mimezi strălucire. Când ești într-o stare jucăușă, poți să amplifici această stare, să mergi și mai departe, adăugând curiozitatea de a descoperi cum te arăți lumii azi din această stare de joacă în care ești printr-un machiaj complet nou. Astfel, nu doar că te distrezi și mai mult, ci totodată te menții într-o descoperire și exprimare permanentă de sine, punând în valoare noi aspecte din tine. Tu ce zici când vezi o femeie machiată? Dar una nemachiată, ce ți inspiră? Sunt Elena Paula Chiubei și te susțin să îți vindeci durerile ca să te bucuri de viață. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!